În prezent, procurorii DIICO, structura centrală, efectuează cercetări față de mai multe persoane, cetățeni români și străini, în ceea ce privește implicarea acestora în organizarea transportului de droguri. Este cea mai mare captură de captagon și hașiș din istoria poliției române, valoarea de piață a drogurilor fiind estimată la 60 de milioane de euro. Metoda de disimulare a drogurilor a fost una foarte bine pusă la punct de grupare infracțională, prin mijloacele obișnuite de controlare a autorităților, erau aproape imposibil de depistat. Drogurile erau bine disimulate în încărcătura legală, fiind poziționate în interiorul paleților cu săpun. Țara de proveniență este Siria, drogurile fiind expediate din portul Latakia. România este o țară de tranzit, nu este destinația finală a drogurilor. Destinația drogurilor este o țară de pe teritoriul Uniunii Europene, însă aceste date vor fi stabilite cu exactitate în urma anchetei. A fost o muncă de echipă, un efort comun, am cooperat foarte bine cu parteneri interinstituționali, dar și cu parteneri externi.